Salut tuturor și bine m-am găsit la un nou episod pe canal de FIFA. Astăzi vom face un experiment foarte interesant. Vom vedea ce s-ar fi întâmplat dacă Neymar s-ar fi transferat și el vara asta la Barcelona. Pentru că am văzut că a plăcut foarte mult episodul trecut în care am văzut cum ar fi un sezon la Barcelona cu noile transferuri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de la clipul trecut. Vă mulțumesc foarte mult pentru like, pentru absolut tot. Așa că dacă vă place și clipul ăsta și mai vezi clipul, te rog să acolo un like până când multe episoade pe viitor. Un subscribe m-a ajutat foarte mult, un share, prieteni, și activați clopoțelul de abonări de notificări. Bun, și acum avem primul meci din campionat, hai să vedem ce facem în el. 1-1, bă, dacă e iar ca data trecută, nu mai egalul și mă da afară, o să fie cam nasol. Avem meci cu Bilbao, 2-0, e bine, momentan suntem bine și na, la final vom vedea câte goluri a dat Neymar, câte asisturi a dat, ce a făcut, nu știu, abar n-am, tot felul de statistici, vom vedea ce cum s-a descurcat la Barcelona. Avem meci cu Getafe, în care o să-l câștigăm, aia zic, 2-1, 2-2, bă, nu e rău, Sevilla nu e echipa așa de proastă, nu mă supă la Sevilla, cu Bayern 2-0 câștigăm, ok, suntem bine. Avem meci cu habar n-am cum se numește echipa asta, dar am câștigat, nu contează, cu Cadiz, parcă se numește echipa asta, 2-0. Hai să vedem, avem meci cu Benfica după acest meci, mama, 1-1. Meci cu Benfica și 2-1. Sunt momentan suntem bine, așa că mai simulăm încă vreo 2-3 luni sau cât, da, 2 luni, să vedem. Avem și cu Atletico Madrid, 2-1, bă! Deci de când ne-am accidentat, avem pe Neto ca rezervă și să sperăm că se va descurca și să sperăm că Ter Stegen își va reveni cât de curând. Sper să nu ne bată sau chestii de genul că mor aici, 4-1, bun. Meci cu Real Madrid acasă, să vedem ce facem cu Realul. M-am pierdut cu 3-1, frate, nu înțeleg cum putem pierde cu Realul. Bine, nu, e echipă mare Realul, dar totuși avem jucători foarte buni. În fine, avem meci cu Dinamo Kiev, să sperăm că îl câștigăm. Ultima oară care am stimulat-o. Hai, meci cu Bayer. Bă, 1-1, bă, nu e rău, e decent, e chiar ok. 2-2. Bă, trebuia să-l câștigăm meciul ăla, că să ne menținem acolo locul sus, dar momentan, bine, suntem pe 3, nu e 5, știe ce. Avem meci cu Real Madrid. Bă, pierdem cu Real, deci Real efectiv ne-a distrus, măcar să luăm revanșa, să-i batem. Avem meci în Champions League, bă, măcar să câștigăm în Champions League, zic și eu, măcar atât. 1-1, deci avem multe egaluri, deci e clar că nu, 2-1 cu Inter, bun, hai că măcar atât. Încă un egal, e foarte nasol pentru că avem multe egaluri, multe astea. Zic, momentan suntem bine. Na, am pierdut Supercupa, asta e partea a doua. În fine, avem un meci cu 3-0 care l-am câștigat. Și m-a interesat foarte mult meciul cu Inter și cu Real. Mamă, am făcut egal, deci facem egal cu niște echipe. De te doare capul, efectiv. Bun, am câștigat cu Inter-ul, asta e important. Hai, câștigăm și cu Real-ul ca să fim acolo pe primul loc, să fim acolo sigur că suntem pe primul loc. Te rog, te rog. Un egal, nu e rău niciun egal, probabil. Așa că hai să vedem ce a făcut Neymar până acum. Deci Neymar are 11 goluri în La Liga. Are 10 asisturi. Bun, nu e rău, nu e rău, nu e rău deloc, cred că nu mă interesează. UEFA Champions League, să vedem dacă suntem în top la goluri. Momentan văd că nu. Lewandowski văd că e în top. Uite și Neymar. Și Neymar, 3 goluri, doar 3 goluri. Cam slăbuți la asisturi. Suntem pe 11 cu 2. Da, ce să zic, e destul de... Nu e rău, dar nici prea bun. Cu mama, mergi cu Bayer, jură-te. În fine, hai să vedem dacă sper să nu mă dea afară, asta e tot ce-mi doresc, să nu mă dea afară, să mă lase până la finalul sezonului ca să văd ce a făcut Neymar pe total. Am pierdut cu 2-0 cu Bayer, deci acum chiar că o să mă dea afară la modul ăla.
Deci acum chiar cred că mă da afară dacă nu câștigam acum cu Bayern. 2-1. Deci out in Champions League. Hai să vedem ce poate să-mi facă Neymar pe final de sezon, câte goluri o să dea, ce o să facă. Deci văd că luna asta am avut doar victorii în afară de Champions. Deci în Champions League am pierdut cu Bayern, era de așteptat că o să pierdem, e o echipă foarte bună. Și mi se pare că asta este ultima lună. Deci pe scurt, dacă câștigam cu Bayern, acum eram în finală și ne băteam în Champions League. Acum aia e, ne concentrăm pe campionat și vedem ce am făcut Neymar la final. Poate mai dăm niște goluri, niște asisturi. Mă, am avut numai victorii în afară de Champions League în ultimele două luni. Dacă câștigam și cu Bayern, era perfect. Eram în final acum, aveam vreo șansă. Acum aia e. Asta este, cred că ăsta e ultimul meci. Deci ăsta este ultimul meci. Dacă îl câștigăm și pe ăsta, am câștigat campionatul 100%, nu mai avem dubii, aia zic. Stop simulare, avem alte meciuri pe lângă astea sau astea de... Nu, cam astea au fost meciurile. Deci am câștigat campionatul, măcar atâta. Sau să vedem ce mai câștigat. Nu, am câștigat Cupa de Spana, am pierdut, Champions League am pierdut la fel. Deci am câștigat numai campionatul, ca și data trecută de fapt, n-am făcut mai mult, 89 de puncte, cam asta a fost. Și acum hai să vedem statisticile finale al lui Neymar din acest sezon. Deci văd că Neymar la momentul actual are mai multe goluri și asisturi, deci are 21 de goluri și 14 asisturi. Deci eu zic că e bine, eu zic că e destul de decent, putem spune. Chiar valorează cam la fel, 109 milioane, pardon. Deci da, e momentan suntem bine. A avut un sezon, putem spune, bun. Nu e rău sezonul. Deci da, cam asta a fost episodul. Spuneți în comentarii cu ce jucător vreți să mai fac pe viitor sau cu ce lucru, ce experiment ați vrea să mai facem, să mai fac pe viitor pe FIFA. Așa că dacă v-a plăcut, dați acolo un like și ne vedem la următorul episod. Vă pup!